Salut! Tu ai găsit vreodată lucruri neobișnuite în locuri neașteptate? Dacă da, scrie-ne în comentarii ce anume. Spre exemplu, te scufunzi în apă și găsești la fund un camion. Hai să fim sinceri că nu e cel mai ciudat ce poți găsi. Astăzi am pregătit pentru voi o selecție din cele mai neobișnuite obiecte și descoperiri găsite pe neașteptate. Așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem! Ai visat toată viața să ai o barcă proprie, dar nu ai bani. Atunci poți să mergi la cimitirul bărcilor abandonate. Doar să iei în considerare că o astfel de restaurare te va costa destul de mult. Animale, păsări, pești, insecte, plante, vrei să afli cum își trăiesc viața și cum îți pot fi ție de folos? Intră pe canalul Red Zebra, linkul este în descriere. Cum să investești corect banii adunați? Spre exemplu, poți cumpăra un tablou la second hand de $14 și să-l vinzi cu $7000. Crezi că e imposibil? Acest american pe nume Zach nu e de acord. El chiar a cumpărat tabloul într-un magazin second hand după a descoperit că opera are semnătura lui Pablo Picasso. Astfel, el și-a înmulțit averea. E timpul să începi să înveți mai multe despre artă. Nici nu știi cum devii milionar. As soon as I was looking at it, I noticed that it was a numbered edition. So I didn't think it was really a Picasso. That's really unlikely. I'm going to run into a signed Picasso. Știi ce înseamnă pentru bărbați fraza "bine a fost la pescuit"? E atunci când iau cu ei un magnet și în loc de pește aduc acasă, spre exemplu, o colecție de biciclete. Nu știm din ce motiv oamenii le aruncă în râuri. Apropo, în loc de pește mai poți găsi și laptopuri. Acest tip a prins o geantă întreagă cu comori necate. Aici avem căști și laptop, ba chiar un telefon vechi. Oare ăsta se consideră de colecție? Voi ce părere aveți? Probabil că nu se mai miră nimeni când aude o noutate precum că a naufragiat o navă la fundul oceanului. Ce zici despre o navă care s-a scufundat cu 200 de ani urmă, care acum se odihnește pe o plajă turistică? Aceste imagini sunt de pe plaja Kevin Zidane din Țara Galilor. Încă în secolul XVIII, aceste corăbii au naufragiat, iar acum s-au transformat într-o astfel de atracție turistică. Imaginează-ți, vii în vacanță în Spania, te inspiri de cultura locală, intri într-un bar de tapas local și nu intuiești că dedesubt se ascunde o baie care are aproape 1000 de ani. În anul 1020, reconstrucția barului le-a oferit arheologilor un adevărat cadou. Ei au găsit aici detalii ale arhitecturii unei băi arabe, tablouri și ornamente de pe acele timpuri. Un sfat. Dacă mergi în noți, lasă la mal toate părțile corpului care se detașează, ca să nu șochezi vânătorii de comori curioși. Fuu, asta nu arată bine! Cine caută, mereu găsește. Așa crede acest vânător de artefacte care se ocupă de săpături ale antichităților și diverse obiecte. Se pare că de această dată el a găsit ascunzișul cuiva pentru situații mai grave. Serios, e ceva de preț! Acel caz când comoara găsită pe neașteptate nu e un obiect, ci un loc pe pământ. El e numit Valea Pietrelor Căzătoare. Denumirea e bine meritată. Această adunătură de bolovani se află în Parcul Național Sua, în statul Pennsylvania. E unic prin sunetele care le emit pietrele dacă le lovești cu un ciocan.
Iată încă un exemplu a faptului că lucrurile neobișnuite se pot afla oriunde. Un locuitor al unui oraș mic din statul Texas, Statele Unite ale Americii, a descoperit la ferma garajului bunicului său un sedan Marmon Model L din 1927. Ca să înțelegi, cei care apreciază clasica veche consideră mașina unică care a supraviețuit din toată linia. De aceea, dacă acest tip va decide să vândă automobilele, doar aceasta îl va face foarte bogat. Ții minte sentimentul plăcut când cumperi o gumă de mestecat, iar în interior găsești două stichere în loc de unu. Iată, el a avut noroc de 100 de ori mai mult. A cumpărat la licitație un container pentru depozitare de $800 și a primit bonus tot ce era în interior. Spre exemplu, această mașină retro din 1966 și un motor Mazda 13B, turbocompresorul Direct Jaguar ARS și cutia de viteze VW091. Să nu mai menționăm de alte obiecte cu marcare pentru paintball, instrumente, bicicletă de munte și multe altele. Doar privește cât de mic pare acest avion în comparație cu oceanul. Nu ai să crezi, dar acest dispozitiv e păstrat pe insula Bahamas deja de vreo 60 de ani. Avionul cargo S-46 a naufragiat încă în 1965. Noutatea bună e că toată lumea care era la bord a supraviețuit și această fiară ademenește acum mulți iubitori de senzații tari. Ai auzit vreodată despre vânătoarea subacvatică? Arma desigur că arată altfel. Probabil acest obiect a căzut în apă cu mult timp înainte ca vânătoarea subacvatică să fie inventată. În casele vechi poți găsi multe lucruri uimitoare, îndeosebi dacă știi unde să cauți. Acești vânători de comori cu experiență au reușit să găsească ceva neobișnuit sub podeaua clădirii. Puști din secolul XIX, e greu să spui cât costă, dar suntem siguri că și personajele din filmele Guy Ritchie ar invidia. Te vei mira, însă și în casa ta poți găsi ceva neobișnuit. Asta și-a făcut tipul dat după o săptămână de mutare în noua sa casă. Păcat că nu a povestit unde duce acest tunel. Să sperăm că la vreo stație de metro și numai rău. Iată o lecție de viață. De ce persoanele care doar și-au cumpărat o dronă ar trebui să o testeze pe un teritoriu neutru? Spre exemplu, o încăpere închisă. De altfel, riști să pățești asta. Te plimbi prin pădure și vezi asta. Nu e pur și simplu o adunătură de mașini vechi, ci o colecție de mașini de epocă, Volkswagen, sub cerul deschis. Fii de acord, foarte fain. Doar atmosfera locului cât de mult te inspiră. Câte poze poți face? Dacă te-ai gândit de ce acest tip filmează așa ceva, te înțelegem perfect. Poate nu ți-ai dat seama, dar e bustul de 30 de metri a fostului președinte trist al Filipinelor, Ferdinand Marcos. Monumentul din beton a fost instalat în anul 80 a secolului trecut, chiar la comanda sa. Iar în 2002, sculptura a fost aruncată în aer cu ajutorul unui dinamit, lăsând din urma sa doar această carcasă. Numai nu spune că nu e cel mai frumos cimitir pe care l-ai văzut vreodată. Un astfel de loc neobișnuit se află în North Yorkshire, în UK. Iată așa cabinele roșii drăguțe au ieșit la pensie. Ai merge acolo! Poți
găsit ceva prețios și neobișnuit nu doar la adâncime de câțiva zeci de metri, dar și într-un râu nu prea adânc. Acest tip a descoperit tocmai 5 telefoane într-o singură scufundare. Te-ai mirat? Acest tip în general a găsit 7 telefoane, iar pe lângă asta încă o sticlă de coniac, bijuterii și multe altele. Ei puteau să devină bogați, însă au decis că vor fi cinstiți cu Robin Hood. Au luat legătura cu proprietarii telefoanelor și le-au întors. Încă un exemplu cum lucrurile din jurul nostru pot căpăta o altă valoare. Trebuie doar să sap mai adânc. Constructorii au găsit pe un șantier din China morminte antice. Imediat au venit istoricii, arheologii, jurnaliștii. După cum ți-ai dat seama, construcțiile aici mult timp nu vor fi autorizate. Hai să pariem. După această istorie, vei căuta tot în garderoba ta sau vei fugi la un second hand. O familie care deține un magazin vintage mic în Knoxville a cumpărat un pulover vechi și obișnuit cu 58 de cenți în rețeaua Goodwill, însă așa și nu au reușit să-l pună la vânzare. Din fericire, s-a adeverit că puloverul îi aparține unui antrenor de fotbal legendar, Vince Lombardi. În anii 60, el alături de The Green Bay Packers a câștigat 2 Super Bowl-uri și 5 campionate naționale. La final, la licitație, haina a fost apreciată în valoare de $20,000. Să mai menționăm că imediat după asta au crescut vânzările în Goodwill. Recunoaște, tu ai atrage atenția la aceste pietre dacă pur și simplu ai trece pe alături, iar arheologul Sam Osmanovici le-a observat și a făcut o descoperire neobișnuită. Permite-ne să-ți prezentăm bolovani bosniaci, sfere de piatră care intră în pământ. După cum spune profesorul, forma, dimensiunea și densitatea ne spun că aceste pietre sunt rămășițele unei civilizații vechi și dezvoltate. Însă teoria aceasta nu e susținută de toți colegii. Unii consideră că aspectul bolovanelor are o proveniență naturală. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod și dacă ați găsit și voi vreodată ceva neobișnuit. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la imi!